După ce ați văzut despre ce e vorba, dacă nu mai vreți să rămâneți abonați sau în momentul în care doriți să vă dezabonați, trebuie să intrați pe profil. Așa. Vă duceți la abonamentele mele. Luăm abonamentul. Da? O să vă apară unul singur probabil aici. Dacă v-ați abonat mai multe ori, primul de sus. Să-i spunem vezi. Și aici la Acțiuni spune anulează. Da? Și atunci spune că abonamentul a fost anulat. Atenție! Dacă vă anulați în timpul lunii la care ar trebui să aveți acces, nu vă mai. vă închide accesul din momentul anulării. Da? Deci, Urmăriți să fiți pe sfârșitul perioadei când faceți anularea. Cei care